Incendierile din zilele trecute din Baia Mare, care s-au soldat cu pagube materiale considerabile, au adus prejudicii atât unor cetățeni din oraș, cât și societății comerciale Drusal. Conducerea instituției a precizat că pe lângă containerele care au ars, au fost distruse și împrejurimile care de asemenea vor trebui să fie înlocuite. Au fost arse 7 containere și 5 au fost furate. Un container, pentru ca să fie furnizat și înlocuit cu cel care a fost distrus, costă până la 750 de lei. De asemenea, la Piața Gării, Neptun, Oficiul Postal 5, prin ardere s-au distrus împrejmuirile. Cele împrejmuiri au trebuit luate, duse și reparate, care costă alți bani. În total ne-a făcut o pagubă de aproape 15.000 de lei. Societatea Drusal riscă să rămână cu paguba în condițiile în care vinovații nu vor fi prinși. De aceea, conducerea instituției face un apel către poliția locală pentru a prinde făptașii și pentru a lua măsurile necesare pentru ca astfel de situații să nu se mai repete pe viitor. Conform legii și conform contractului pe care îl avem, recuperarea acestor pagube trebuie făcută de la cei care sunt vinovați pentru acest lucru. Ori pentru ca acești vinovați să fie descoperiți și prinși, e nevoie de o activitate foarte asiduă din partea poliției locale. În realitate, paguma rămâne a noastră, dar nu este normal. În același timp, directorul societății Drusal, Mihai Apan, face un apel către populație să sesizeze autoritățile în momentul în care surprind astfel de situații. Vă reamintim că în urma incendiilor care au avut loc în Baia Mare, focul a cuprins pe lângă containere și două autovehicule.